Atletul Alin Firfirica a câștigat prima medalie de aur în 2019 la campionatele naționale de iarnă la aruncări lungi în proba de disc. Cu o performanță de 62 de metri și 12 centimetri, Alin este mulțumit, dar și surprins în același timp de cât a reușit să arunce. Rezultatul acestui concurs se reprezintă și o speranță pentru calificarea la campionatele mondiale. A fost un concurs bun, nu mă așteptam să încerc să dau chiar aici, 62 de metri jumate, aproape jumate. Este bine, este ca un concurs de verificare, vremea, nu a fost foarte, foarte prielnică din cauza vântului care a fost suflat și a fost și destul de rece, dar este un concurs care mă, mă motivează să dau cât mai bine la Cupa Europei, urmează acum într-o săptămână în Slovacia, unde sper să-mi realizez baremul pentru campionatele mondiale, care este de 65 de metri. Nu este departe, azi am dat 62 de metri, deci este foarte posibil să-l îndeplinesc acolo săptămâna viitoare. În concursul de la stadionul Iolanda Balas, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a câștigat în total trei medalii. Pe lângă aurul lui Alin Firfirică de la disc, sportivii militari au mai câștigat titlul național la aruncarea ciocanului feminin prin Bianca Florentina Ghelbe și o medalie de argint la aruncarea suliței obținută de George Cătălin Zaharia.